Salut! Am revenit cu un nou videoclip. Am făcut rost de încă un motoraș. Nu știu de la ce provine, de la o mașină de spălat, nu știu, habar nu am, care are patru bobine. Și am zis să încerc și cu acesta, să-i pun magneți, să vedem ce iese. Am luat cu flexul din rotor să-mi încapă magneții. Da? Magneții am pus N52, are 15 cu 30 cu 5 mm grosime, foarte puternici. Ok, am așezat nord, nord, sud, sud. Că m-am gândit, având patru bobine, să pun nord, nord, sud, sud. Să vedem ce iese. I-am pus provizoriu pentru a îi putea desface în cazul în care nu este ce trebuie și a-i putea modifica. Ca și putere, aici se atrage, aici se atrage, aici se respinge. Foarte, foarte puternic. Da? Când spun foarte puternic, ca să vă dați seama, ok, haideți să-l asamblăm. Vedem ce spune. Eu o să mi-l atragă foarte tare. Perfect. A intrat rulmentul. Sper că se vede. Să sperăm că nu agață nimic. Le punem șuruburile. Poziție mai ciudată aici. De învârtit nici gând. Haideți să pun bord mașina să vedem dacă se învârte sau.
parte. Haideți să punem aparatul de măsură, să vedem ce spune. Sper că se vede. Să trag mai așa. Avem 140 de volți cu 40 de herți. 41 de herți. Nu prea sunt mulțumit. Eram sigur că se duce peste 200 de volți, dar din păcate nu. Ia, haideți să-i punem și un consumator. O să pun direct. Avem pe aici. O să-i punem direct 500 de vați, să vedem ce lămpile halogen cu becul de 100, în jur de 500 de vați. Se vede, se vede. Punem și aparatul de măsură să vedem ce voltaj cu scade. Sută 6 volți cu 438 de herți. Da. Nu știu cum aș putea să măresc. O să... Ia să vedem, avem un condensator pe aici. Asta mare. Avem pe cel mai cu cleștișori. Punem pe acesta. Am mai dat un plus mic de energie. Da. Tot nu sunt satisfăcut de puterea lui. O pune foarte mare rezistență.
să încerc să-l mai desfac o dată, să-i modific magneții, să pun decât două rânduri, să vedem dacă așa spune. În principiu ar fi trebuit cu 4 poli să aibă frecvența mai mare și voltajul mai mic, dar și așa ar fi trebuit să se ducă mai mult. O să încerc mai întâi să-l duc la o turație mai mare, să-l duc până la 50 de Hz, să-l pun cu motorul și văd atunci și după aceea dacă nu o să desfac magneții și o să-i așez în altă poziție. Pentru moment încheiem video aici. Dacă v-a plăcut subiectul, abonați-vă și dați un like. Mulțumesc frumos!